Furia naturii a făcut ravagii în Vietnam, unde cel puțin 29 de persoane și-au pierdut viața în urma inundațiilor și alunecărilor de teren, iar situația nu se va îndrepta curând. Meteorologii au anunțat că vor cădea din nou ploi masive în zona. Autoritățile au evacuat mii de oameni aflați în zonele vizate.